Membrii și simpatizanții blocului acum au protestat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, cerând micșorarea prețurilor la căldură cu cel puțin 15%. Aceștia au menționat că odată cu reducerea costurilor la gaze naturale în luna martie, trebuiau ajustate și prețurile la agentul termic. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat pentru că guvernarea ar intenționa să micșoreze tarifele în ajunul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, au spus manifestanții. Reprezentanții Andrei nu au ieșit în fața mulțimii, scrie agora.md. Reprezentanții blocului acum au făcut și promisiuni electorale. Mai exact, au spus că dacă vor ajunge la guvernare, aceste lucruri nu vor mai fi tolerate. Amintim că blocul acum a fost creat între Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, și Platforma Da, în frunte cu Andrei Năstase.